Vom urmări împreună confruntarea dintre campioana ultimei ediții din Liga 1 CFR și revelația actualului sezon Clinceni, echipă care a terminat pe poziția a 5-a. Așadar, și de asemenea, echipele cu cele mai puține înfrângeri din Liga 1. A început așadar această confruntare. Recuperarea lui Deac, încearcă să-l lanseze pe Costache. Intercepție ratată, Costache foarte aproape să profite acolo de o lipsă de comunicare. Totuși a fost doar dat la o parte de Patrici acolo, n-a fost lovit o reacție mult exagerată. Acum Dumitriu Bălgrădean respinge, ce ocazie pentru Clinceni. Iată un scurt circuit și în defensiva CFR-ului. Echipa lui Edi Ordonescu, centrarea din prima a lui Costache, la marginea careului, apoi Deac, Voituș cu spatele la poartă pentru același Costache, n-a fost offside, Costache șutează bine! Gol! Gol CFR, finalizare excelentă a lui Costache, părea că a pierdut momentul oportun. A fost cel mai implicat până acum în fazele de atac ale CFR-ului, însă nu vine chiar întâmplător acest gol. CFR a insistat din primul minut, dar ce finalizare bună! Mingea nu e deviată deloc, perfect șutează. CFR a marcat mai multe goluri în deplasare decât acasă. 6 goluri pe teren propriu. Aici Cristi Tănase sare mingea rău de tot, însă iată superioritate pentru... E o pasă ideală aici. Itsushichi, Pereira, vine din nou Deac. Deac pregătește pasa decisivă, mingea revine, șutul cu stângul! Gol! Spectaculos! Marcat de Ciprian Deac și... execuția, și iată aici ce frumos combină cu Păun. Nici o șansă pentru Vâlceanu. Șut superb al lui Deac și CFR se distanțează pe tabela de marcaj. Superbă reușită. Camora reușește centrarea, Deac încearcă o recentrare și reușește, Voituș, și aici este... Nu-mi dau seama ce a indicat Chivulete. Între timp dă un cartonaș galben pentru proteste. Dar... e cam fault. Centrarea lui Păun, burcă, bară transversală. Încă o ocazie mare pentru CFR. Încă o centrare, gol! Gol Clinceni, minutul 84, schimbare foarte inspirată, a lui Ilie Poenaru. Așov iese însă bine Debeljuh și acum atac supranumeric în flancul stâng pentru CFR. Păun, vine Chipciu fără marcaj, îl vede bine Păun, Itu este cel care reia și este gol! Gol marcat de Debeljuh, care urmărește ca un atacant veritabil. Totuși un contraatac 5 contra 4. prinde în poartă, însă această minge Vâlceanu n-avea însă ce să facă. De fapt, nu prea a avut ce face la niciunul dintre cele trei goluri primite. Nu, e o centrare, Itu deviază, Djokovici recuperează în acea zonă, minge respinsă din centrul defensivei și aceasta a fost partida CFR, o depășește pe Universitatea Grău.